doamna Iulia Hălăucescu sau doamna Acoarelei Românești, cum bine este cunoscută de către noi toți, este născută la noi, în Târgău, în anul 1924, pe 31 martie. Tatăl doamnei Iulia a scris monografia Comunei Târgău, pentru care în anul 1946 a primit mențiunea năstorială a Academiei Române. Doar în primii ani ai copilăriei a locuit aici la Târgău, după care împreună cu familia s-au mutat la Piatra Neamț. Acolo a urmat școala normală și liceul teoretic de fete, după care a absolvit Facultatea de Litere și Filozofie la București și Facultatea de Arte Frumoase de la Iași. Doamna Iulia Hălăucescu are deschise peste 60 de expoziții personale, atât în țară cât și în străinătate. Mesajul său artistic ajungând în multe dintre țările lumii. A fost membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Muzeul a fost inaugurat în anul 2003, în noiembrie, în timpul vieții doamnei Iulia Hălăucescu. Cuprinde 5 săli în care sunt expuse tablouri ale doamnei Iulia Hălăucescu. Majoritatea sunt în acuarelă, dar avem câteva picturi și în ulei. De asemenea, muzeul deține și obiecte din ceramică și din lemn, dar acestea doar au fost colecționate de către doamna Iulia Hălăucescu și donate muzeului. Deci, tablourile care sunt în muzeul nostru, de regulă, sunt peisaje și portrete. Thank you.